Din totdeauna am dorit să fiu profesoară, deoarece părinții mei sunt profesori și mi-au marcat viața nu numai ca părinți, ci ca și pedagogi. Profesor de română, deci nu aveau treabă cu partea asta tehnică, nici cu obiectele reale. Dar niște oameni foarte dedicați. Și am trăit într-o casă în care se vorbea despre educație, în care veneau copii, în care școala era ceva foarte frumos. Și mi-am dorit foarte mult să fiu profesoară. Bineînțeles că prin clasa 12-a, nu știu, am avut așa o chestie și am încercat să o cotesc spre alt domeniu și vreau să vă spun că a fost o revoluție în clasă. Toți copiii au spus că nu se poate, Ana trebuie să fie profesoară, că așa o vedem noi. Eu predam și la matematică, la orele de matematică, deci mie mi-a plăcut să fiu profesoară de matematică. Dar am dat la informatică și am ajuns profesoară de... Am predat și matematică câțiva ani, profesoară de informatică. Deci nu știu dacă informatica a fost targetul, dar profesoratul sigur. Cred că e foarte greu de definit. Eu cred că profesorul trebuie să fie și exemplu, și un prieten, atât cât poate să fie prieten, ca și părintele. Nu pot să fii prieten decât... cuvântul ăsta e foarte dens, așa. Poți să fii prieten mare, așa. Să fii un coordonator, un sprijin moral. Eu cred că e mult mai important decât ce se vehiculează. Adică cunoștințele ar fi în planul secund. Adică tu ai un bagaj de cunoștințe, dar contează foarte mult cum îl transferi și cum îi explici copilului că el trebuie să evolueze. Adică eu cred că abordarea asta este foarte dificilă. De asta cred că profesorii obosesc foarte repede și foarte ușor, pentru că e un transfer de energie. Și dacă nu ești foarte egoist, așa, la un moment dat simți așa că nu pot, că te epuizezi, așa că tot se duce de la tine spre ei. Cred că sunt meserii pe lumea asta, vocațional. Eu cred că profesoratul este o meserie vocațională. Deci dacă nu ai vocație, nu poți să faci. Mai ales dacă vrei să abordezi învățământul ca pe, cum să spun eu, ca pe o unealtă cu care copilul să-și construiască haina de lume. Adică copilul trebuie să știe că el trebuie să reușească în viață. Și ca să reușească, el trebuie să aibă haina care trebuie, trebuie să aibă pălăria care trebuie, pantofii necesari. Și atunci, cred că profesorul trebuie să aibă darul de a explica copilului că tot ce va învăța copilul este spre... o viață spre a reuși el. Deci copilul trebuie să ajungă un om aproape de săvârșit, nu până de săvârșit, e mare lucru, da? Deci trebuie să învețe pentru el ca să crească. Trebuie să-și folosească, să mulțească acele talente pe care le-a primit. Nu toți primesc aceleași talente. Deci de asta cred că fiecare copil are lucrul lui bun și foarte bun, părțile lui bune și foarte bune și trebuie să învețe să le scoată la lumină pe acelea și pe cele care nu sunt atât de promovabile, să învețe să le, nu să le ascunde, că nu e vorba supreș, adică să cumva să le treacă așa la periferia vieții lui. Să fii bucuros, în primul rând. Deci eu îmi doresc ca elevii pe care i-am în clasă să fie bucuroși, să vină cu drag la școală. Adică să gândească așa, sunt întreg, am două mâini, două picioare, am cap,
Sunt bucuros că pot să ajung aici și să mai învăț un lucru nou. Deci eu sunt tristă când văd copilul nu este participativ, dar participativ constructiv, nu participativ obligat. Da? Deci eu vreau să văd că ceva s-a mai pus acolo la el și copilul e fericit. Băi, uite, sunt mai bun, sunt mai, hai, competitiv, că așa se poartă cuvântul ăsta. Pot să fac ceva în viață. Adică eu nu vreau să am de-a face cu generații supărate. Mi se pare trist când copiii vin supărați la școală. Eu nu înțeleg, școala este frumoasă, școala este un loc în care poți să demonstrezi ce știi, poți să-i asculți pe alții, poți să fii ajutor pentru alții, dar în primul rând poți să înveți, eu sunt foarte de acord că să înveți, să înveți. Adică vreau să învăț să mă descurc, vreau să învăț să fiu bun, vreau să învăț să... Chiar dacă sună idilic așa, eu cred în chestiile astea. Că vreau să învăț să, nu știu, să-i ajut pe alții, vreau să învăț să fac o mașină, vreau să învăț, dar să vreau eu așa. Adică voința, bucuria și voința. În primul rând, am întâlnit tineri, nu știu, adică am văzut în voi niște oameni care doresc să facă lucruri. Și lucruri într-un domeniu cu care n-au intersecții de viață, cum am eu, de exemplu. Eu, în domeniul ăsta e domeniul vieții mele, da? Și m-a impresionat așa, să vrei să faci atât de multe lucruri cu niște oameni care uneori poate sunt mai inerți, poate uneori privesc cu spaimă dinamica asta a obiectului nostru și a societății și a tehnologiei. Apoi, mi-a plăcut că orice solicitare a fost din partea mea, Elena, cu ea am vorbit, așa, a spus, da, se poate. Foai, mi se pare extraordinar. Adică, e o altă școală, cred că voi ați făcut altă școală, nu știu. Îmi place chestia asta și îmi place când nu se spune nu. Adică, păi, se poate, hai, încercăm, facem aia, ne străduim, ne... Și asta mi se pare foarte ok. Adică, așa ar trebui să fie și copiii. Eu cred că asta este o problemă a transmite copiilor bucuria vieții, bucuria lucrului care poate fi finalizat. Cu plăcere.